Dacă aveți mâine ceva de rezolvat la primărie, nu vă grăbiți. Aproximativ 50.000 de funcționari publici din toată țara vor intra marți într-o grevă generală timp de o oră. Sindicaliștii din primării și din consiliile locale sunt nemulțumiți de salarii și cer majorarea salariilor. Circa 50.000 de salariați din administrația publică locală se vor afla mâine în grevă generală care va dura o oră. Am declanșat conflictul colectiv de muncă începând de mâine, 5.07, cu o grevă generală de o oră, între orele 7.30 și 8.30. Angajații sunt nemulțumiți de salariile mici și de diferențele față de alți funcționari publici. Potrivit acestora, toate categoriile de bugetari și în special cei din administrația centrală au beneficiat de creșteri salariale considerabile. Având în vedere că am rămas singura categorie de salariați din fonduri publice la care nu s-a alocat nicio majorare de salarii, principala revendicare a noastră este majorarea salariilor cu 25%. Dacă sindicatele nu vor ajunge la o înțelegere cu guvernul, începând cu data de 19 iulie, sindicaliștii amenință cu grevă generală pe o durată nelimitată de timp. Va urma greva de azi, în data de 12.07, culminând cu declanșarea grevei generale, dacă parte din revendicările noastre nu sunt soluționate.